Centrul de Instruire și Recreere de la Borsec al Federației Comunităților Evreiești din România a găzduit și în această vară tabăra de creație cu tema Holocaustul din România. În primele trei zile ale taberei, tinerii artiști au participat la expuneri despre istoria Holocaustului din România și modul în care a fost reflectat în fotografii, filme și opere de artă. Atunci când specialistul care prezintă subiectul este și supraviețuitor, impactul discursului este și mai puternic. Tinerii creatori pe care îi avem aici, oameni foarte destoinici și care participă la dezbateri, sunt interesați și de empiria Holocaustului, adică a lucrurilor întâmplate în anii aceia, discutiți de tragism, dar în orice caz de mult dramatism, ce s-a petrecut, ce s-a întâmplat cu evreii. Ori eu, fiind de două ori evacuat dintr-o localitate mică într-una mijlocie, din una mijlocie într-o capitală de județ, am avut ce de povesti cum arăta vizual vorbind ca un pohod la Sibir acea evacuare dintr-o localitate numită Găzării, o localitate petrolieră, unde părinții mei se ocupau cu rafinarea petrolului, într-un oraș, de un municipiu, și de acolo, cum am pornit, preț de 600 de care cu boi, ca în Grigorescu, înșirate pe lungimea, cred, de kilometri, că era o populație de aproape 3.000 de oameni, adunați cei din localitățile mici cu cei din municipiul respectiv, până în capitala de județ, unde au fost abandonați. Nici spațiu locativ, nici, bineînțeles, nici slujbe, niciun fel de posibilitate de trai. S-au abătut toate necazurile sortite evreilor și cu felul cum se alimentau. De pildă, o familie de evrei primea a patra parte din rația care se dădea familiilor de români. Pâinea costa de trei ori mai mult, o pâine raționalizată, și nenumărate lucruri. Se purta steaua galbenă pe toată perioada războiului. Această stea galbenă era un fel de spaimă pentru evrei. Ieșeai în oraș, nu aveai voie să ieși decât la anumite ore, dar când ieșeai, erai o țintă ușoară de batjocură, de bătăi, de fel de lucruri. Numai că un copil, aveam atunci 15 ani, recepta altfel toate lucrurile astea. Se vedea în chip de Robin Hood, care trebuie să reziste la provocări dintre cele mai brutale.